Bună ziua, dragii mei! Am dat drumul un pic mai repede la evenimentul Facebook Live pentru ca să puteți și voi, dacă doriți, să dați mai departe conferința mea. Bună ziua tuturor! Și bine ați venit, mămici, tătici, bunici, toți cei care sunteți preocupați de sănătatea copiilor, de imunosupresia sistemului imunitar, adică de suprimarea eficacității sistemului imunitar, bine ați venit! Astăzi vă voi spune niște lucruri foarte interesante și am să nu știu dacă văd câți oameni sunt. Mai nou, cu toate aceste modificări pe care Facebook-ul le-a adus, nici nu mai știu unde să mai mă uit ca să văd câți oameni sunt, dar nu-i nimica. Voi sunteți acolo, asta este cel mai important, nu? Cel mai important lucru. Bună ziua tuturor, bine ați venit! În câteva minute începem. Am atâtea lucruri importante să vă spun, lucruri de care de noi, părinții și bunicii, vor depinde. Va depinde sănătatea copiilor noștri. Nu e complicat. Așa este. Dacă noi luăm măsuri, ei vor fi mai bine. Dacă nu luăm măsuri, habar n-am unde vom ajunge. Cert este că am să vă țin această conferință, chiar dacă este o conferință care va explica multe, am să vin din punctul de optimism și din punctul de dragoste că am fost capabilă să găsesc aceste studii, că ele există. Sunt mii de studii care există. Nu vedeți? Nu avem niciodată destule studii. Bată-le cucu de studii. Sunt mii de studii care există. Numai astăzi eu vă prezint 23. Dacă mă întrebați ce veți, ce beau, este ceai negru cu lămâie. Bună ziua! Bună seara! Bună seara, România! Bună ziua, America de Nord! Bine ați venit! Mai avem două minute până începem. Doar că am deschis-o ca să se logheze cât mai multă lume. Vă mulțumesc tuturor că v-ați luat timpul să mă ascultați. Mulțumesc din suflet! Asemenea, conferințe de acum înainte, pe lângă capsulele de sănătate pe care le fac pe Academie în fiecare zi, am să vă fac o asemenea conferință o dată pe săptămână, o conferință mai detaliată. Pentru că atunci când Dumnezeu ne-a creat, ne-a dat cu noi liberul arbitru. Da? Adică suntem spirite, suflete, de sine stătătoare și care au dreptul să aleagă pentru ele. Da? Deci trebuie să ne alegem și informațiile de la care ne inspirăm, corect? De aceea e foarte important să ne alegem cu grijă sursele. Nu? Sursele de la care ne facem, ne aprovizionăm din punct de vedere informație. Să nu uitați niciodată de liberul arbitru. E foarte important. Bun. Este ora 11 în Montreal, ora 18 în România.
Bună ziua, dragii mei! Bună seara, dragii mei! Bine ați venit! Astăzi am decis să vă fac această conferință pentru că oamenii se întreabă de ce avem atâtea probleme de imunitate, de ce avem atât de grave probleme, că vorbim de imunitate acută, genul inflamații acute, sau că vorbim de inflamație, imunitate în ghilimele cronică, adică inflamații cronice, boli autoimune și alte lucruri. Cert este că sistemul nostru imunitar este total imunocompromis. Și aș vrea să înțelegeți că copiii noștri vin într-un mediu mult mai imunocompromis decât noi adulții. Da? Pentru că, virgulă, copilul vine din mamă, care dacă nu are, n-are de unde să-i dea copilului. Și astăzi să știți că vă prezint un studiu care a fost făcut în 2003 acesta, iar celelalte sunt făcute în 2011. Toate împreună sunt 23 de studii, de fapt sunt o compilație. Ca aș dori să înțelegeți dorința mea imensă de a vă ajuta copiii, adolescenții. Vin la mine mame care sunt disperate, care nu știu ce să mai facă, pentru că copiii au boli de care atunci când ele erau mici nimeni n-a auzit. Și mai aud oameni care îmi spun, în necunoștință de cauză, sau că așa cred ei, este liberul lor arbitru, de să știți că nu condamn pe nimeni, nu doresc ca cineva să schimbe gândirea datorită mie, eu vin cu probele. Da? Și ca să vin înapoi la ce v-am spuneam, oamenii cred încă în ziua de astăzi că nu au toxine în corp. Mai aud colegi de breaslă care spun că nu avem toxine în corp. De ce să ne facem o detoxifiere? Că n-au fost detectate toxinele din corp. Oare de ce copiii noștri au atâtea probleme de sănătate pe care noi adulții nu le aveam? De ce la ora actuală avem atâtea zeci de boli, sute de boli care se adaugă continuu în literatura medicală și care noi nu le aveam? Și haideți să nu deviem subiectul și să vorbim despre copii. Deci acesta este documentul în engleză. Eu am să vi-l pun aici în comentarii ca să puteți să-l citiți dacă doriți varianta originală. Da? Nu e mult. Pentru mine nu e mult. Eu iubesc să citesc. Sunt două pagini și două pagini de studii, da? Patru pagini are documentul și o să vi-l prezint, dar haideți, eu vi l-am tradus, pentru că acest document a fost făcut pentru Institutul de Cercetare a Copiilor în ceea ce privește bolile din mediul înconjurător, da? Deci bolile environmentale, sau cum vreți să le spuneți, bolile mediului înconjurător. Și cu toate faptele, și vi le-am tradus în română, pentru că el nu se găsește decât în America. Acum, dacă credeți că europenii sunt mai puțin intoxicați decât americanii, să știți că ar trebui să vă gândiți de două ori. Nu de alta, dar românii sunt pe locul 5 în Europa la consumul de pesticide, la o populație de 17 milioane, da? Care ne disputăm întâietatea cu Germania, Spania, Franța și Italia, care fiecare au peste 80 de milioane, da? Noi 17 milioane. Hai cu gălețile, să le turnăm direct în puțuri. Le șpreiem, nu contează cu ce ne mai interesează, doar banii contează, nu? Din păcate. Deci haideți să vorbim, dragii mei, acum despre acest eveniment. Dar înainte să vă vorbesc despre ăsta, da? V-am scos două studii ca să înțelegeți de unde pleacă asta. De unde pleacă problemele noastre de sănătate. Și haideți să le citim. În anul 2003, da? De fapt a fost făcut un studiu în 2003-2004 și a fost publicat în 2011. Pe 268 de femei gravide, 99 din femeile gravide sunt testate pozitiv pentru numeroase produse chimice, cum ar fi, deci
268 de femei gravide, 99 au fost testate pentru produse pozitiv pentru numeroase produse chimice, cum ar fi bifenilii policlorurați, BCB-urile, pesticidele, compuși perfluorici, fenol, eteruri, ftalați, hidrocarburi aromatice policiclice. Dacă mă întrebați ce sunt hidrocarburile aromatice, vă spun că este un tip de benzină, ca să înțelegeți, o formă de toluie. Care sunt efectele asupra sănătății? PCB-urile, că de asta haideți să vorbim cel mai mult, ce mama focului sunt astea, că toată lumea vorbește, sunt toxice. Sunt substanțe toxice, ecotoxice și mai ales toxice pentru aparatul reproducător și din familia lor fac parte peste 200 de compuși aromatici. Ei sunt poluanți solubili în grăsime care se acumulează în țesuturile grase, inclusiv în laptele matern. Da? Deci aceste toxine fiind grăsoase se acumulează în corp în grăsime. Când sunt acumulate toxinele în grăsime, sunt foarte greu de eliminat. Îți trebuie efectiv programe de detoxifiere serioase ca să elimini cât mai multe. Teratogene, fiind teratogene, adică ducând la malformații care apar în stadiu embrionar. Ia uitați-vă la ora actuală câte femei nu pot să-ți țină sarcina. S-au înregistrat următoarele efecte ale lor. Tulburări endocrine la nivelul tiroidei, sterilitate, tulburări dermatologice, hiperpigmentare, neurocomportamentale, cum ar fi memorie scăzută, boli cronice deficit, ciroză, efecte cardiovasculare, imunotoxice, musculare, gastrointestinale. PCB-urile sunt cancerigene, nu uitați că au fost depistate la 268, la 99% din femeile gravide, în special PCB-126, care produce cancer de ficat, căi biliare, pancreas, dând hepatocarcinom, ăsta este un tip de cancer la ficat, leucemie, limfoame și tumori ale tractului intestinal. Da, cu surpriza. În Franța, conform institutului lor, a fost publicată în 14 martie 2011, o veste cum că sângele francezilor conține mult mai mult PCB decât cel al nemților și de 4 până la 5 ori mai mult decât americanilor. No, ca să vezi. Și să mai zicem, da, să mai zicem că europenii sunt mai puțin toxici, mai puțin intoxicați ca și americani. Bun, să continuăm, da? După care au mai publicat un studiu extraordinar, deci studiul care vi l-am dat cu femeile gravide a fost publicat în Science Daily. Următorul care vi-l dau a fost publicat în 2009 și în care, de data asta, ori studiat nou-născuții. Ori luat 10 nou-născuți, le-au luat sânge de la nou-născuți și ca să vezi, le-au testat sângele pentru metalele grele, PPA, bisfenol și diferite eteruri. No, ce credeți că ați găsit în sângele nou-născuților? Nici mai mult, nici mai puțin de 232 de produse chimice. Și aici cel mai mult sunt BPA-urile. Deci dacă la femeile gravide erau PCB-urile, aici sunt BPA-urile. Ce mama focului sunt astea? Astea sunt niște substanțe toxice care provin din plasticuri și care se găsesc în tot ce e ambalat în plastic, în alimente, în băuturi, în formule pentru sugari, vândute în conserve metalice, căptușite cu rășină epoxidică pe bază de BPA, în băuturi, în recipiente din plastic, din policarbonat. Ați văzut că acum sunt foarte multe sticle care scrie de plastic, care scrie fără BPA. Cât pe câte scriu? Nu pe multe, pe puține, da? Deoarece rășina epoxidică și policarbonatele sunt instabile, PBA-urile astea din ambalajele alimentare se lipește foarte ușor de orice aliment sau lichid pe care le atinge ambalajul respectiv. Da? Deci din ce provine? Din plastic și ce face? La doze foarte mici, acest BPA produce perturbarea sistemului endocrin, cancer, afectarea creierului și anomalii de comportament, boală cardiovasculară, infertilitate și avort, obezitate și diabet, astm, rezistență la chimioterapie, efecte transgeneraționale. Vă mai trebuie? De aceea îi rog din tot sufletul, dacă vreți să faceți ceva bun,
Nu mai mâncați mâncare fabricată în plasticuri. Nu mai luați canete. Luați din sticle care sunt fără BPA. Nu vă puteți da, nu vă puteți imagina toxicitatea incredibilă pe care o avem în corp. Și atunci credeți că nu se impune ca măcar o dată pe an să ne facem un program detox? Eu am creat unul. Nu vă fac acest webinar ca să vă rog să vă faceți cumpărați programul meu detox. Nu, ăsta e scopul meu. Scopul meu este să trag un semnal de alarmă că trebuie să trăim altfel, că trebuie să ne facem altfel alimentele, că trebuie să ne ducem către curat, că trebuie să mâncăm cât mai aproape de natură, de la oameni care știm că nu stropesc, cât mai organic, cât mai bio, că să ne filtrăm apa, să renunțăm la zahăr, să renunțăm la aceste lucruri de a mânca la cutiuță. Da? Și acum haideți să trecem la ceea ce, că acum știți ce conține o femeie gravidă și ce conține un copil nou născut. Da? 268 de, stați să vă spun cifra exactă, era de cât? Era de 232 de substanțe toxice în sângele nou-născuților. 232! Na, acum haideți să trecem la această compilație extraordinară și după ce trec prin ea, o să înțelegeți de ce noi, părinții, bunicii, mătușile, unchii, tot ce vreți voi care aveți copii și, și adolescenți, trebuie să începem să trăim altfel. Trebuie să ne ducem către un mod de viață sănătos, pentru că ceea ce avem la ora actuală este drumul către noua generație care va trăi mai puțin decât părinții. Ăsta este adevărul. Da? Bun. Na, acum haideți să trecem la acest document care are 21 de studii și să vi-l citesc, că vi l-am tradus. Bun. Deci îmi dați voie, vă rog frumos, să vi-l citesc. Compilație 2003. Lumea noastră este o supă toxică. Aproximativ 80.000 de substanțe chimice sintetice au fost dezvoltate pentru a fi utilizate pe piață, o majoritate dintre care nu exista înainte de anii 40. În 1940 nu existau așa ceva. Peste 1500 de substanțe chimice noi sunt introduse anual. Și acum vin orgiile. Dacă până acum nu vi s-a părut orgii, uitați-vă ce vine. Inventarul de eliberare a substanțelor toxice pentru 1997 dezvăluie că un total, atenție, de 2,58 miliarde de libre, asta e aproximativ un miliard de kilograme, un miliard, da? Deci 1, care este urmat de 9 zerouri, de substanțe chimice toxice au fost eliberate în SUA de către facilitățile care trebuie să raporteze. De ce? Sunt unii care trebuie să raporteze, sunt unii care nu trebuie. Aceasta nu include substanțe chimice toxice încorporate în produse sau pesticidele, care s-au ridicat la alte 4,5 miliarde de libre, adică pe lângă alea 1 miliard de kilograme care ar trebui raportate că nu au avut ce face, s-au mai adăugat 2 miliarde de kilograme, că astea nu ar trebui, dar până la urmă le-au găsit. 15.000 de substanțe chimice înregistrate, asta era în 2003, deci nu vă dați seama ce o fi în 2020, da? 15.000 de substanțe chimice înregistrate pentru utilizarea comercială la Agenția Americană pentru Protecția Mediului au avut un potențial toxic moderat până la mare de expunere la om. Mai puțin de jumătate din acestea, atenție, mai puțin de jumătate din astea 15.000, ele sunt 80.000, dar numai 15.000 au fost testate, da? Mai puțin de jumătate din astea 15.000 nu au fost deloc testate pentru toxicitate. Și mai puțin de 20.000 au fost testate pentru toxicitate în dezvoltarea organismelor, că și atunci când le testezi sunt diferite. Testele complete pentru neurotoxicitate au fost transmise la EPA doar pentru 12 substanțe chimice din decembrie 1998, iar testarea neurotoxicității pentru dezvoltarea copilului nu era necesară. De? Pentru ce? Nici o substanță nu a fost testată până acum pentru efectele ei asupra sănătății umane, atunci când interacționează una cu alta,
și suntem cu toții expuși la zeci, dacă nu sute, de substanțe chimice dintr-o dată, într-o singură zi. De fapt, în fiecare zi înghițim cam între 200 și 300 de substanțe toxice. Asta nu o spune românul, asta o spune francezul, ce-o fi în România nu mai contează. Pe măsură ce procedurile de testare devin mai sofisticate, învățăm că dozele dăunătoare sunt din ce în ce mai mici, în special pentru populațiile vulnerabile, cum ar fi copiii. De exemplu, nivelul de plumb sangvin, sigur, a fost trecut de la 60 de micrograme pe decilitru în 1960, deci în 1960 se considera toxic 60 de micrograme pe decilitru, la 10 micrograme pe decilitru în 1990. Mai grav decât atât, studiile actuale sugerează că plumbul poate să nu aibă un nivel de expunere identificabil care să fie sigur că nu afectează creierul în curs de dezvoltare. Deci l-ar putea afecta chiar la un microgram pe decilitru. Copiii sunt vulnerabili în mod deosebit la toxine. Proporțional cu greutatea corporală, copiii mănâncă, respiră și beau mai mult decât adulții și astfel iau concentrații mult mai mari de toxine din mediul nostru înconjurător. De exemplu, proporțional, beau de 7 ori mai multă apă și respiră în medie de 2 ori mai mult decât adulții. Pe măsură ce corpul și sistemele biologice ale copiilor se dezvoltă, în special în pântece și ca nou născuți, sunt vulnerabili în mod unic la deteriorare datorită substanțelor toxice. De exemplu, mici doze unice de pesticide în zilele critice de dezvoltare ale copilului pot provoca impacturi de-a lungul vieții asupra funcției creierului și corpului, de la dizabilități de învățare, cum ar fi tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție, până la probleme de reproducere. Și pe aici trecem până la toate, da? Multe substanțe neurotoxice, cum ar fi mercurul, dioxina și PCB-urile, da? Se acumulează în grăsimea corporală și sunt transmise de la mamă la copil în timpul vieții intrauterine sau prin laptele matern. Na, acum haideți să vedem cum se repercutează asupra bolilor, pentru că spitalele gem de copii bolnavi, iar mamele gem lângă ei. Da? Și deci haideți să vedem ce se întâmplă, de ce atâtea probleme la copii. Bolile cronice pe perioada copilăriei sunt într-o creștere dramatică. Incidența cancerului la copii a crescut cu 26% între 1975 și în 1998. Incidența cancerului testicular la bărbații tineri a crescut cu 60% și incidența de hipospadias, asta este, știți ce e? Este atunci când găurița de pe puțulica copiilor, băieților, nu se deschide unde trebuie. Este o poziționare anormală la nou-născuți. S-a dublat între 1968 și 1993. Procentul copiilor în Statele Unite cu astm s-a dublat de la 3,6% la 7,5% între 1980 și 1995. Ia uitați-vă în România. Până acum 5 ani nu știa nimeni ce e ambrozie. Acum avem astm la copii cu alergii la ambrozie. În 2001, 8,7%, adică 6,3 milioane din toți copiii din SUA aveau astm. Se estimează că aproape 12 milioane de copii din SUA, sub 18 ani, suferă de una sau mai multe dizabilități de învățare, de dezvoltare sau de comportament. Autismul în Statele Unite s-a dublat între 1966 și 1997. Știți că am eu mame care vin la mine și îmi spun: Doamna Liliana, ce să mă mai fac? Am 3 copii toți cu autism. Eu n-am mai văzut așa ceva, nici nu știu ce să fac, iar soțul meu neagă că ei au vreo problemă. Sunt mulți oameni care nu acceptă bolile copiilor. Să nu faceți așa ceva. Trebuie să ne educăm ca să știm cum să-i ajutăm cel mai bine, nu să trăim în negație. În 1997 până în 2000,
6,7% dintre copiii cuprinși cu vârsta cuprinsă între 5 și 17 ani au fost diagnosticați cu deficit de atenție. 1 milion de copii din SUA depășesc de 10 micrograme pe decilitru la nivelul de plumb din sânge, nivel care afectează comportamentul și funcția cognitivă, adică gândire, raționament, memorie, percepție. Și din astea jumătate trăiesc la orașe. Deci trebuie să luăm măsuri acum. Protejarea preventivă a copiilor noștri împotriva expunerilor la substanțe cu potențial dăunător necesită o politică de precauție care poate apărea numai cu modificări de bază în procesul de reglementare. Dar ceea ce este cel mai important pentru noi este ca cererea noastră de bine să forțeze pe cei care fabrică să facă lucruri. Vă dau un exemplu. În 2009, când eu nu știam de ce mi se umflă picioarele, pentru că eram intolerantă la gluten și abar n-aveam și era singurul meu simptom, râdeam și eu de oamenii care mănâncă fără gluten, ca după aceea să înceapă să râdă mulți de mine că eu sunt fata fancy fără gluten. Și când intrai în magazine, aveai un răfturel unde aveai 2-3 etajere mici în care costau biscuiții fără gluten $7 și erau 10 biscuiți în ei. Vă dau așa un exemplu, dacă cam atâta erau $7 pentru vreo 15 biscuiți. Acum sunt rafturi întregi. De ce? Pentru că oamenii și-au dat seama că toxicitatea este din ce în ce mai mare și că glutenul ne distruge sistemul imunitar. N-aveți grijă că v-am spus că vă fac videouri una după alta, o să vedeți cum, da? Și oamenii ce fac? Cer fără gluten. Ce fac oamenii? Cer bio. Ce fac oamenii? Vor apă, nu sticlă de plastic. Vor sticla veche se reîntoarce. Vrem apă filtrată. Cumpărați-vă filtre de calitate. Nu vreau să vă dau nume. Că n-are rost să vă dau nume. Eu nu vreau să vă influențez liberul arbitru. Da? Sunteți destul de inteligent. Poporul român este un popor inteligent, care este timpul să se trezească și să spună nu toxicității, indiferent unde locuiți. Că locuiți în România, am citit recent, mai devreme, dar nu vă pot pune toate studiile. Nu există, jumătate din fructele și legumele produse în țară sunt contaminate cu pesticide și erbicide. Da? Tot grâul este inginerie genetică. Despre ce vorbim? V-am vorbit ieri despre el. Dacă nu ați văzut videoul meu, uitați-vă pe Academie. Deci este foarte important să începem să mâncăm cât mai aproape de pământ, să mâncăm cât mai organic, să cerem oamenilor să nu mai stropească, să nu mai cumpărăm stropite. O să ziceți de unde, Lili? Cumpărați, v-am pus liste de fructe și legume care sunt mai puțin stropite, mai mult stropite. Da? V-am dat informații, nu depinde de mine, eu vin cu informația. Dar trebuie să știți la ora actuală că toate aceste lucruri vor contribui la normalizarea sistemului dumneavoastră imunitar. Pentru că atunci când mâncăm mai puțin fabricat și cât mai aproape de pământ, adică fructe și legume crude, noi avem antioxidanți în interior, măcar ăia care au mai rămas, că nu sunt mulți, da? Și care le-i dat sistemul imunitar armele cu ce să se doteze ca să poată să vă țină în fiecare zi sănătoși. Noi despre asta vorbim. Cum trecem de la toxicitate la cât mai puțină? Nu există că nu vom avea. La ora actuală, indiferent cât s-ar scutura pământul ăsta, numai cataclisme care ar întoarce un continent pe altul, Doamne ferește, a reușit să bage toxinele dintr-un continent și să scoată altele din altul, din pe fundul oceanului. Doamne ferește, nu vrem așa ceva. Dar vrem să înțelegem că noi suntem agenții de schimbare. Că de noi depinde, de noi, de mămici, bunici, tătici, depinde ce bagă copilul în gură. De noi depinde. A, că este mai mare și că el decide să facă ce face masa?
Dar poate că dacă noi îl educăm să nu fie oaie albă și să fie oaie neagră și să nu, să nu urmeze masele de oameni și să zică, băi, uite, mie mi-e bine, copilul meu nu e răcit, copilul meu e în formă, ce fac? Îi dau multă mâncare crudă, îi dau legume, îi dau vegetale, alte tipuri, îi dau cereale cât mai puțin rafinate, îi dau fructe, îi dau carne la cuptor, îi dau carne care e cât mai puțin injectată, îi dau pește mic, îi adaptez, îi dau uleiuri, îi fac salatele. De noi depinde. Și să nu-mi spuneți că nu sunteți creativi, că nu cred așa ceva. Da? Azi un pic, mâine un pic, poi mâine un pic. Așa cum am învățat copilul, așa îl dezvățăm. După care apa. Nu mai beți apă în plasticuri. Dacă o cumpărați chiar la plasticuri, filtrați-o. Nu vă spun de care filtre. Știți voi destul de bine de care filtre. Care știți cu... Știți foarte bine, sunt atâtea companii care fac filtre bune. Da? După care, ce să mai faceți? Puneți nuci în alimentație. Nu mai mâncați, nu mai beți la canete. Sunt atâtea toxicitate în ele. Da? Aluminiu este legat de Alzheimer de nu știu cât. Nu faceți întăv de teflon. Nu faceți întăv de aluminiu, faceți întăv de fontă în oțel inoxidabil. Dacă chiar vreți program de detoxifiere, e gata. Învățați tot în el. Nu v-am cerut niciun ban pe el. Singurul lucru care v-am spus este să vă cumpărați produsele ca să vă accelerez detoxifierea. Fără produse nu puteți să faceți o detoxifiere doar cu alimentație, că nu există așa ceva. Țineți câte un post intermitent. Da? Vă stimulează sistemul imunitar. Mâncați cât mai puțin zahăr. Nu mai mâncați ton și somon. Sunt peștii care au cel mai mult mercur și plumb. 120 de micrograme de mercur pe două conserve de ton. Dați bani îngrozitor de mulți pe somonul care este de fermă și care este cel mai toxic aliment. Mâncați pește mic. Refuzați stropirea. Refuzați tot ce știți că nu e bun și cumpărați curat, cât mai curat, cât mai aproape de pământ. Mâncați carne care este la cuptor, nu o puneți pe grătar, ca să se negrească, ăla e cancerigen. Băgați-o la cuptor, fierbeți-o, puneți-o cu mirodenii. Mâncați cât mai antiinflamator, băgați la usturoi, la ceapă, la ghimbir, la care vreți voi. Da? Dar puneți mirodenii și luați-vă suplimente. Că nu mai aveți. Nu mai aveți ce să puneți în corp. Chiar indiferent, noi mâncăm 90% din mâncarea noastră este organică. Da? 90% din mâncarea noastră este organică. Și tot iau suplimente de 16 ani. Luați suplimente de calitate superioară. Nu luați orice oameni buni. Pentru că suplimentele, de exemplu, de calciu, numai 1 din 10 nu sunt contaminate cu plumb. Și de acolo pui plumb în viața ta, în corpul tău. Suplimentele sunt făcute, au nevoie de o mască, au nevoie de o bonetă, de un oțel inoxidabil, un contor în oțel inoxidabil și se apucă să pună în ele. Păi în Canada, suplimentele sunt făcute cu salivă, sunt făcute cu antibiotice, sunt făcute cu hormoni, nimeni nu le caută. Dacă credeți că guvernul ăsta e treaba lui, vă înșelați amarnic. Guvernul este interesat să ia taxele. În România nu întreabă nimeni biologii dacă suplimentul conține substanță activă. Nimeni nu e interesat. Trece suplimentul, poate să nu conțină nimic. De acesta vă spun că totul va ține de noi despre o educație. Dacă doriți să știți mai multe despre program, cu mare drag vă dau informații. Da? Dacă doriți să știți mai mult despre suplimente, cu mare drag vă dau informații. Da? Dar vă rog frumos să-mi spuneți cine v-a trimis la mine. Pentru că suplimentele de asemenea calitate nu se găsesc pe toate gardurile. Da? Sunt persoane care le cunosc
și noi vrem să respectăm munca persoanelor care vorbesc despre ele. Veniți și, dar vă rog frumos să-mi spuneți cine v-a trimis la mine. Scopul meu în acest webinar este să vă aduc, să vă trag un semnal de alarmă că nu există faptul că nu avem toxine în corp. Avem cu duiumul și astea nu se scot așa dintr-o dată, de pe o zi pe alta. Refacerea sistemului imunitar ia 6 luni. Și ceea ce trăim acum, învățați-vă să trăiți cu multe altele care vin. Pentru că, dragii mei, nu-i mai o chestie că e acolo sau nu e acolo, va fi tot timpul acolo. Important este cum este sistemul nostru imunitar. Și toți doctorii mari și adevărații doctori vă spun, investiți în sistemul dumneavoastră imunitar. Ei, investiția în sistemul dumneavoastră imunitar începe cu această conștientizare. Nu mai vreau toxicitate. Sunt responsabil în această viață. Sunteți responsabili dumneavoastră și nimeni altcineva, nu eu, nu doctorul dumneavoastră, nimeni, de 2 lucruri. Ce puneți în gură și ce puneți în creier. Ce pui în gură fizic, ce scoți pe gură e altceva, aia vine din creier sau din inimă. Dar nimeni nu poate, în locul dumneavoastră, să pună ceva în gură, decât dacă sunteți pe ventilator, atunci vă pune pe venă, da? Nimeni nu poate să vă pună în gură, nimeni nu poate să vă oblige ce puneți în gură decât dumneavoastră. Nimeni nu poate să vă oblige ce credeți decât dumneavoastră. Eu am să vă las acum. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați ascultat. În fiecare zi, mâine, ținând cont că astăzi trebuia să fac un webinar pentru altceva, mi se pare că astăzi era ziua cancerului, nu mai știu ce studiile clinice, un studiu clinic în caz de cancer cu micronutriția, o să-l facem mâine. Da? Tot timpul fac evenimentele pe Academie dimineața în Canada, pe la 9-10, asta înseamnă la dumneavoastră 4-5 după masă. Și de asemenea săptămâna viitoare să văd ce conferință vă țin, pentru că pentru mine este foarte important ca dumneavoastră, ca românii, să fie cât mai sănătoși. Aceasta este contribuția mea în aceste vremuri și nu mă voi lăsa de ea, pentru că cred cu adevărat că oamenii trebuie să cunoască adevărul. Vă mulțumesc și vă doresc un weekend extraordinar pentru cei care aveți floriile la mulți ani din tot sufletul, pentru cei care sărbătoriți Paștele, Paște fericit, Hristos a înviat, să vă dea Dumnezeu tot binele din lume și doresc ca să fiți cât mai sănătoși și să luați decizii atunci când cunoașteți adevăratele lucruri și adevăratele fapte. La revedere!